La bună și frumoasă întâlnire, dragii mei! Sunt Ovidiu Purdea Someș, un om al drumurilor și al popasurilor. Cum îmi aleg drumurile? Cu ochii. Cum îmi aleg popasurile? Cu ochii și cu inima. Când găsesc un loc unde inima și ochii sunt o singură ființă, acolo mă opresc. În această duminică am ajuns într-un loc în care inima mi-a spus: oprește-te. Ai să vezi cei mai frumoși ochi din lume. În lumina lor se ascund tristețe albastre ce coboară din cer și bucurii verzi ce urcă din munții Șureanu. M-am oprit și în ochii ei m-am văzut tot pe mine. Eram eu, care o luam de mână și o duceam în liniștea unei biserici și o făceam să râdă și o făceam să plângă și o arătam lumii ce frumoasă e când iubește și cum seamănă cu o icoană când începe să murmure un cântec. Bun venit la popasul dorului, Maria Filimon, fata din Sebeș, enigmatică precum luna și pe care eu veșnic o văd murmurând ceva. Ce frumos că dincolo de existență e dorul. Mă bucur nespus că mi-ați făcut această bucurie de a-mi pleti clipe la popasul dorului. Și nu oricum, iată, cu clipe de existență. Cred că a fost cea mai frumoasă prezentare pe care am auzit-o și poate că nu mi-o pot însuși, dar știu sigur că albastrul acel al cerului și verdele ăla nespus al munților împletesc poate că marea și cerul la un loc și au pus în existența mea picătură din fiecare. Să nu mulțumești mie, mulțumește dorului, pentru că dorul, așa cum a pus lumină în cuvânt, așa pune și un cântec, cum te primesc eu. Bată-te focul de dor, la 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 la, că tu n-ai judecător, la 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 la, n-am la cine te pârâ, la 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 la, te-o-i purta cât o-i trăi, la 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 la, te-o-i purta cât o-i cânta, la 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 la. Și eu și măriu ca măi la 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 la. Dorul de copilărie, la 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 la, nu-l stânge părai o mie, cât de rece arhia padorule, tot nu-l poate stâmpăra, măi, că-i dor greu. Cât de rece arhia padorule, tot nu-l poate stâmpăra, măi, la 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 la. Că așa-i dorul, nu-l poate stâmpăra nimic în existența. Câteodată noi, la popas, eu și Maria. Maria, știi la ce m-am gândit în clipa în care am ales să fac emisiunea cu tine? M-am gândit că, deși nu ne-am văzut de multe ori, urmărindu-ți gândurile și trăirile, tu nu ai fugit niciodată de propria viață și ai dăruit tot ceea ce ai simțit. Ce înțelegere ai făcut cu viața? Ce frumos! Sigur că nu poți fugi de propria existență. Sunt două lucruri pe care le-am învățat de la viață sau pe care viața m-a învățat, mari și late. Există grija pentru sine și grija pentru ceilalți. Eu am ales cumva o nuanță, dacă vreți, între cele două și am dobândit în acest timp și în tot acest răstimp o pace cu sinele, dacă vreți. Sigur că n-am fugit. Tot ceea ce am trăit sunt constructul a ceea ce m-a format ca om și dacă ar fi să mai aleg o dată, cred că la fel aș alege, fiindcă altfel nu aș ști cum pot să fiu. Dar ce ai spus vieții? Că ai multe de făcut? I-am spus că nici n-am început. Poate cumva, știți, noi nu putem alege sau nu știm sigur dacă de dincolo cumva venim programați sau nu. Există ceva peste puterea minții de a înțelege și mi este foarte clar că tot ceea ce facem se leagă zală de zală într-un construct. Și atunci tot ceea ce poate am reușit să fac până acum a fost doar început.
Așadar, neclișeic. Urmează să trăiesc. Până acum poate am așternut tristeți în cânt și acum doresc să trăiesc bucurii, să le pot dărui. Suntem la Casa Dacilor din Cluj, un restaurant tradițional. Dar în miezul unei toamne despre care poetul Horia Bădescu spunea că e nebun de frumoasă la Cluj. În mărturisirile tale simt așa vârtejuri de stele din care se hrănesc tristețile tale. Vreau să te întreb ce anotimp preferat ai și dacă are legătură anotimpul cu trăirile tale. Excepțional de frumoasă metaforă. Aș vrea să mai repeți o dată. Toamnă nebun de frumoasă la Cluj. Excelent, excelent. Toamnă nebun de frumoasă la Cluj. Vârtejuri de stele. Din sufletul tău. Din sufletul tău, ce adună tristeți. Incredibil. N-aș ști cum să răspund atât de profund pe cât mi-aș dori. În tristețe, paradoxul este că se află cea mai frumoasă lumină, fiindcă atunci când ești în întuneric poți observa cel mai bine lumina. Așadar, mi-a fost axa, dacă vreți, sau călăuza, dar nu tristețea în sine, ci liantul care m-a făcut să pot să am o altfel de viziune, de a vedea dincolo de tristețe. Așadar, par așa o toamnă în nițele ei, dar sunt o fir de primăvară, cu un suflet tânăr, cu bucuria de a trăi și mai cu seamă cu nuanța de a lăsa frumos în existența mea. Și care e anotimpul preferat? M-am născut primăvara, așadar sunt o primăvară, dacă vreți, cu trăirile unei toamne. Nu o să facem un popas de cântec prea mare, pentru că vreau să fiu un popas de doruri. Uite, astăzi este ziua în care tu ești în ziua mărturisirilor și fiecărui dor din sufletul tău îi dai câte un nume. Care au fost cele mai mari dorințe, doruri ale vieții tale? Doamne, deci când spun dor, mă văd pe mine. Cred că nici n-aș putea să mă definesc mai bine. Dor egal Maria Filimon, sinonim. Da, sinonim. Maria Filimon egal dor sau dor egal Maria Filimon. Și știți de ce? Fiindcă de când știu că exist, am ars în trăiri și atunci dorul mi-a fost cumva fundamentul. Mi-e dor de tot ce-i omenesc cumva, mi-e dor de tot ce-i care îmi lipsesc, mi-e dor de toți ai mei, de mamă, de tată, de iubiri trecute, chiar și prezente. Dar cel mai și cel mai dor mi-e de acei fluturi care înlățuiesc dorințe și te fac să trăiești cu inima împăcată, cu sens. Poate că de asta mi-e acum cel mai dor și am fost foarte sinceră. Crezi că discuția noastră este la un nivel prea filozofic? Aceasta sunt eu. Și atunci, probabil dacă m-ați fi abordat altfel, aș fi răspuns altfel, dar pentru că mi-ați întins această... Ți-am deschis această fereastră din toamnă. Da. Am văzut și știi de ce? Pentru că te-am văzut reacționezi la fiecare cuvânt care îți place, parcă simți dorul din el, la fiecare metaforă. Da, da, v-am spus, pentru da. Că... Maria, privește prin fereastra toamnei. Uite, acolo este fereastra frumoasă a toamnei. Noi vedem de aici, din Casa Dacilor, toamna ne spus de frumoasă sau nebun de frumoasă din Cluj și spunem unde te vezi peste 20 de ani, 20 de toamne. Vrei să ne întâlnim, fie și metaforic, la o nouă emisiune, la Popasul Dorului? Ce frumos! Ce mi-ai spune atunci? Ar fi o mare bucurie. Da, cred că nu pot avea o viziune atât de mare în ansamblu. Cert este că și dacă nu voi mai fi pe aici sau nu mă va ține cumva viața asta să pășesc pământul românesc, inima mea va bate pretutindenea aici. Românește și trăinicia satului, am să duc oriunde vă va purta pașii vieții. Maria, tu ai un dor de ducă. Eu am un dor de ducă. Și dacă tu ai dorul acela de ducă, îți propun să stâmpărăm dorul acela de ducă cu un dor de cântec. Așa să fie. Thank you.
patimilor mele. V-am ținut și v-am purtat, nici acum nu v-am lăsat-o. Gânduri bune, gânduri rele, rod al patimilor mele. Ți-a fost frică vreodată să mărturisești ceea ce ai simțit în dragoste și în viață? Sigur că da. Nu cred că există om pe acest pământ care să nu trăiască emoții pe care să nu le poată împărtăși. Desigur,
am avut emoții pe care n-am știut să le redau sau poate că mi-a fost frică să le spun, că nu ai experiență de viață și omul în general fuge de suferință. Și atunci nu am mărturisit, iar acum la această vârstă și experiențele care m-au format, consider că dragoste trebuie să ai curaj să mărturisești. Curajul de a mărturisi este de fapt trăinicia păcii peste vremuri, pentru că iubirea fără curaj este iubire. Și atunci fiecare dintre noi, cred că la rândul nostru a trebuit să mărturisim, cu toții căutăm iubirea, sau poate nu toți, doar cei care o aleg. Asta, să zicem, în dragostea pentru el, un el pe care l-ai purtat sau îl porți în suflet, dar oameni, eu știu, care alături de care ai fost sau care a fost alături de tine în drumul artistic. Ai mărturisit ceea ce ai simțit întotdeauna sau câteodată ai avut o temere? Nu am mărturisit, deși par așa o toamnă în liniștea ei. Nu, sunt o vară exuberantă în mărturisiri. Întotdeauna am spus ce am simțit. Chiar dacă am atras după sine repercusiuni care nu mi-au adus întotdeauna bucurie, dar am învățat. Din asta am învățat. Și poate cumva toate le-am cernut firesc și am încercat să devin o variantă mai bună ca om. Și de fapt asta cred că nu se sfârșește niciodată. Cât existăm, tot învățăm și tot trăim. Inevitabil, cred că am și rănit în drumul meu, pentru că așa e existența. Nu ai cum să nu rănești. Numele Maria, Doamne, ce frumos e, provine din ebraicul Miriam sau aramaicul Mariam și înseamnă copil dorit. Știu că părinții tăi te-au avut așa la o vârstă înaintată. Înseamnă că ai fost un copil dorit. Da, aici este un sector foarte fin. Părinții mei, am fost un fruct târziu, într-adevăr, și poate cumva am fost părintă pentru proprii mei părinți, pentru că, din păcate, existența m-a fortuit la experiențe pe care nu le-am dorit. Eram copil când mama mea a fost copil și s-a îmbolnăvit și atunci am devenit un copil adult și cumva dorința cred că a fost mai mare, pentru că ei au fost nevoiți ca eu să pot fi sprijin pentru ei și cu siguranță tata de acolo, de sus, se mândrește că și datorită lui am urmat această cale, dacă vreți. A fost ca un, aș putea spune ca o continuitate a simțirii sale pe care n-a reușit să o trăiască. Și atunci, eu știu sigur că el m-a dorit. Și că dincolo de... Sigur, când ți-e greu... La câți ani te-au avut? 50 și... Ce frumos! Un copil la 5 e atât de dorit. Da, a fost greu, a fost extrem de greu, fiindcă, vedeți, noastră, noi nu putem alege unde să ne naștem și ce anume să trăim. Dar nu știi cum e altfel și atunci neștiind cum e altfel, te-ai format în urma experiențelor omul care ești astăzi. Dacă ar fi să aleg, poate că aș face la fel. Nu știu de ce nu am niciun regret. Oamenii aceștia m-au iubit necuvântat, dacă vreți. Dar am simțit întotdeauna pacea zilelor senine, oricât ar fi fost de greu acolo, acasă, lângă ei. Și acum când nu-i mai am... simt cumva că știți cum este, când nu mai ai părinți, poate știți, deși nu mi-aș dori să știți, cumva se cruță rădăcina. Orice ai face, când nu mai există mamă și tată, e un dor infinit. Cred că cel mai sincer și cel mai frumos gest în miez de toamnă ar fi ca noi să privim spre cer, de acolo de unde ne văd și părinții tăi și părinții mei, și să le mulțumim pentru ceea ce ne-au învățat. Ei și-au trăit iubirile fără cuvinte. Au făcut-o prin gesturi, își bucurau sufletul prin gesturi, prin prezența unuia în viața celuilalt.
Maria, ce gesturi ai surprins așa în viața părinților tăi, din trăirile părinților tăi care te-au impresionat? Din păcate nu am astfel de dulce amintiri, fiindcă ei fiind la vârstă înaintată, sigur că situația de viață e mai greu aia după vârstă și nu i-am surprins în modul afectiv, dar aveau o comunicare incredibilă, dincolo de înțelegere. Ca drept urmare, și când au plecat la interval de o zi, amândoi, în trei zile. A murit unul după celălalt, da. La o zi. Și tata avea o, fiindcă ea căzuse la pat și a stat 20 și ceva de ani la pat, avea un devotament, chiar dacă poate era mai agresiv sau nu suficient de tandru, așa cum mi-ar fi plăcut să-i știu pe părinții mei, dar avea un devotament incredibil de mare. Comunicau prin, nu știu, mă suna, se întâmpla deseori să plecăm spectacole, să vii, să nu ai timp suficient, să te mai ocupi și de existența ta. Și nu putea, ei fiind separați, fiecare în camere separate. Deci, efectiv simțea, dacă nu cuvânta o secundă dintr-o cameră într-alta sau nu, tata a mâncat, mama a mâncat, exista o legătură trainică, cea pe care astăzi, cu toată comunicarea din lume sau cu toate aspectele astea fundamentale la îndemână, noi nu o mai putem avea. Și atunci cred că asta e de fapt iubirea. Sau nu, iubirea are foarte multe forme, dar mi-ar plăcea să pot să întâlnesc pe cineva cu care să trăiesc forma aceasta de iubire, care e dincolo de... e tot. Și dincolo de cuvintele tale sunt cele mai frumoase lecții, lecția de iubire și de respect pentru părinții tăi și lecția de iubire dintre ei. Un profund respect pentru tine, Maria, și pentru părinții tăi. Și acum aș vrea să schimbăm un pic tonul emisiunii, să te întreb așa. La poarta sufletului tău apare un bărbat cu flori în mână. Ce flori ai vrea să-ți aducă? Cred că florile iubirii, oricât de mult aș vrea să schimbăm tonul, cred că tot în sectorul acesta o să rămânem, fiindcă acesta este culoarul meu, dacă vreți. Aș alege florile iubirii de ce? Fiindcă așa nu aș deranja niciuna dintre ele, pentru că acolo le-aș putea cuprinde pe toate. Și ar fi minunat să pot trimi asta, pentru că atunci viața mea ar deveni o floare. Ar fi minunat. Suntem la o masă în care trebuie să ne imaginăm roadele pământului. Eu zic o roadă pe care o dă pomul, fructul, și spun o pălincă. Ție ți-am pregătit aici o altă roadă a pământului, adică o fasole de la Alba. Ce mâncăruri tradiționale îți plac? Da, sunt o gurmandă, așa, mă simt înconjurată aici de bunătăți și văd murături și toate, parcă nici nu știu dacă aș vrea să mai plec, țiculița asta și am e la îndemână și sunt destul de prietenoasă chiar și cu sectorul acesta, că cine nu gustoțuică și cine nu mănâncă o mâncare bună, nu-i nici lumea dragă. Așa că n-aș putea spune că am mâncăruri preferate, dar sunt o gurmandă, adică savurez. Când vine vorba de mâncare, este o plăcere așa, o pleatitudine precum altă plăcere ale vieții. Da, faci parte dintr-o generație care iubește produsul tradițional, mâncarea tradițională. Sigur că da. Sigur că da. Nu se vede pe mine. Ce româncă adevărată. Da, ai o talie de model. Motiv pentru care le propun și telespectatorilor să savureze alături de noi o țuiculiță și o fasole de la Alba, exact, și o melodie cu Maria Filimon. M-ai iubit, pădiță, m-ai iubit numai o vară, și-apoi bade sara pe uliță.
să te întâlnei cu mărioară. Hai zuioasă, hopsa! Ba de dragă, da dragă, bătișorunie, nie una, da nie nu-mi pare rău. Ba de dragă, da dragă, bătișorunie, de dorul nu-i de căpătat. Ca să nu știu, să nu știu, bădiță, cum e dorul de purtat. Tu-i așa, mă! Umblă, bade, da umblă, bade cât te vrea, tot mai dulce, da tot mai dulce gura mea. Tot mai dulce, dar tot mai dulce gura mea. Caia bade, nu găsești, bădiță, nu găsești în satul tot. Nici în alte, dar nici în alte zece, toate zece la un loc. Măi, bătiță dragă, iar te-ntoarnă dorul eu. Tot pe unde-s, măi, bătiță dragă, tot pe unde-s, bade eu. Dar degeaba, măi, bătiță dragă, dar degeaba îi veni. Că-i închisă, bade dragă, că-i închisă poarta inimii. Lucrez la Centrul de Cultură Augustin Bena din Alba Iulia, într-una dintre structurile sale. De câtă vreme ești acolo? Care sunt realizările și care sunt proiectele? Da, acolo e un fel de acasă, dacă vreți. Păi, sunt chiar de la început acolo, din 2008. A luat ființă ansamblul județului Alba. Am trăit bucurii și tristeți, câte toate, turnee, spectacole frumoase, colaborări cu televiziunea română. Aș spune că m-a format cumva, inevitabil, acolo unde te manifesti, unde îți duci cântecul și pe unde te poartă pașii structurii în care te manifesti, te formează. E un fel de acasă. Când zic centru de cultură, zic acasă. Probabil că vremurile nu ne mai permit să avem atât de multe activități, dar sperăm că vom ține pasul cu ceea ce urmează să fie. Ai spus cuvântul acasă. Ce înseamnă în cântec acasă pentru tine? Primele cântece? Primii pași? Da, așa cum am spus alminteri, am început târziu, fiindcă a fost cumva o dorință a tatălui de a cânta și când ești adolescent la 16-17 ani, nu știi cu adevărat ce-ți dorești, mai cu seamă că în lumea asta în care suntem noi necesită sacrificiu și muncă. Implicit, situația de acasă nu putea fi complementară cu ceea ce trebuia să fac la timp. Și atunci am început târziu, 16-17 ani, am început ca orice tânăr în festivaluri, am simțit roade bune și m-am îndrăgostit. Și atunci am început să-mi aștern toate trăirile în cânt și așa au prins formă primele cântece și așa de fapt toate. Pentru că, până la urmă, creăm ceea ce simțim și simțim ceea ce trăim și asta dărâim mai departe. Ai plecat la drum doar cu simpla moștenire și dorința tatălui? Da, de aceea
pregătirea mea nu este muzică, de aceea spun că nu pot să nu fiu recunoscătoare destinului pentru că așa a fost să fie, fiindcă cântecul a fost una din cele mai frumoase bucurii ale existenței mele. Am evadat tot timpul și când mi-a fost mai greu, el m-a salvat. Și de aceea spun că oriunde au să mă poarte pașii vieții, o să fiu recunoscătoare și am să dăresc mai departe, să aștern, chiar dacă atât de restrictiv, dacă vreți, sau fiindcă nu mi-e asta pregătirea, este cumva, dacă vreți, ceva ce nu mi-aparține. Am primit ceva ce nu mi-aparține. Ce pregătire ai tu, Maria? Ce studii, ce școală ai urmat? Am urmat științe umane, psihoterapie, așa, lucruri din astea care deservesc nevoile celorlalți, pentru că așa a fost formarea mea. Dacă de mic copil am fost pus în situația de a... Știți, sunt cele două mari nevoi ale existenței. Nevoia de sine și nevoia pentru ceilalți. Și fiind de mic într-un sector în care nu mi-a permis să mă preocup de ale mele, atunci am creat cumva o nuanță între cele două și m-am format ca și om în sectorul ăsta pentru că era cel mai apropiat de ceea ce trăiesc și l-am înțeles. Și Maria n-a venit în cântec de niciunde. Ce melodii ascultai în casă? Care au fost primele melodii pe care le repetai? Cui aparțineau? Tata asculta foarte mult Lucreția Ciobanu. Eu nu eram din sectorul ăsta. Fiind într-o zonă de interferență cu mărginimea, el a crescut, a copilărit acolo și mergea peste torul ăsta de jiană învârtită. Eu n-am rezonat niciodată cu cântecul. Nu vreau să nu mi-l asum. Tatăl tău fiind născut în Sebeș. Lângă Sebeș. Lângă Sebeș. Da, pe Valea Sebeșului, în Sășcior Loman. Și cumva pentru el cântecul pastoral era definitoriu. Ori eu nu rezonam de fel. Eram extrem de sensibilă, n-aveam nicio treabă cu cântecul. Nu-l înțelegeam. Dar l-am abordat la începuturile mele pentru că era resursa principală pentru a putea pleca în festivaluri. Trebuia să ai cântece culese de acolo, de acasă, să fie autentice. Și am îmbrăcat, dacă vreți, și acest sector. Dar consider că nu mă reprezintă. Până când am reușit să înțeleg, să mă înțeleg în interior și să reușesc să transpun, să scriu și să las vocea asta interioară despre care spuneam că n-am muncit nici măcar o zi, să creionez de ea ce simt. Și aceasta este Maria Filmon de astăzi, cea care și-a însușit fiecare trăire, care și-a scris fiecare simțire. Care cântă ceea ce simte inima și nu au un anumit areal folcloric. Da, așa este. Maria, îmi plac oamenii care greșesc, care au regrete, care nu au amețele atunci când sunt pe marginea prăpastiei, pentru că în viață nu avem indicatoare ca să ne spună care este drumul bun sau care este drumul greșit. Ai schimbat ceva decizii în viața ta de până acum? Doamne, ce frumos! Greșeli! Dar nu există om fără de greșeală. Și, de fapt, aceasta a fost și marea mea graniță de anul trecut. Dacă ați ascultat în ultimul timp, am creat un cântec legat de greșeală, fiindcă observam în jurul meu cât complex și cât disconfort și câtă stare de tulburare poate să provoace neînțelegerea și neiertarea. Și atunci am zis, nu se poate să arunci judecata ta, care nu se potrivește deloc cu judecata altuia și altuia cu aceluilalt, înspre nimeni. Pentru că, știți, omul este în lumea exterioară ceea ce este în lumea interioară. Și atunci, sigur că nu este om fără de greșeală. Am greșit, sigur că am greșit. Dar am încercat să învăț din greșeli. Și am învățat. M-au costat, dar am învățat. Ți-s dragi oamenii care greșesc, Doamne, da, câteodată, ce frumos este să greșești. Mi-s dragi oamenii care greșesc, fiindcă oamenii care greșesc mai devreme sau mai târziu devin asumați. Și asta arată clar că vor aborda întotdeauna cuvântul iertării. Fără iertare nimic nu se poate. Și ce cântec ai creat tu în iertările tale, cu iertările tale? Mai toate. Când vezi om pe drum trecând, nu știi ce ascunde în gând, așa că fă bine și nu-l judeca, că nu știi ce ascunde în inima sa.
Mai bine, dacă poți fi aproape și ajută-l și sprijină-l. Ce te impresionează? Uite, când mergi printr-un sat, un om simplu care stă la marginea porții sau în fața porții, la o margine de drum și mănâncă un măr sau grijește două, trei gâște, sau când vii la Cluj și vezi reclamele luminoase ale orașului? Paradox este că eu nu am crescut în lumea satului, foarte puțin am petrecut în copilăria mea. La mama mergeam pe Înținutul Secașelor cumva interferențial de Valea Sebeșului, dar pentru că acolo m-am îndrăgostit prima dată și pentru că acolo am simțit ce-i hiorul existenței, cumva, am înțeles lumea satului, dincolo de a trăi. Am trăit foarte puțin la țară. Și atunci, pentru mine, cea mai mare nestemată este aceea de a merge din când în când și a mă conecta la puritatea oamenilor de altă dată. Și a rămâne în sectorul acela care, din păcate, și întristător că nu îl mai putem trăi și astăzi, că și acolo au pătruns toate ale existenței, au pătruns și luminile. Maria, fata de la oraș, domnișoara de la oraș, se îndrăgostește de feciorul de la țară. A aflat, i-ai spus, i-ai mărturisit, v-ați întâlnit? Cum a fost? A fost prima dragoste? Da, a fost prima dragoste. A avut și ea un rost, dar au fost altele care au marcat existența mea. Răspunzi ca o actriță de la Hollywood. Și știi, la Hollywood există pauza de filmare. Noi nu o să facem pauză de filmare, noi o să facem un bopas de cântec cu Maria. Adă omul lângă mine.
Suntem la popasul dorului, dragii mei, alături de Maria Filimon, artistă din Alba, absolventă de drept și de științe sociale. Și acum am să spun o întrebare așa, ca și cum ar zice justiția. Legea e dură, dar e lege. Am să spun una legată de un joc de cuvinte. Între o sumă de bani oarecare, să zicem, 1.000, 2.000, 10.000 de lei și 1.000 de oameni care ți-ar murmura cântecul, care ar fi alegerea ta? Doamne, sigur că a doua. A doua. Sigur că a doua, fiindcă banii pot întreține parțial o stare de bucurie, dar nu te pot defini și atunci a doua cred că ar fi cea mai mare bucurie până la urmă, că aș înțelege cumva că n-au fost clișeice toate trăirile mele și tot ceea ce am simțit și am așternut și am dăruit poate rămâne ceva frumos în suflete de om și nimic nu e mai frumos pe lumea asta decât să lași urme trainice în suflete de om. Dacă ar fi să mă gândesc la ce cântec, cred că ar fi vreau să-mi duc viața cântând, pentru că acela a fost primul cântec pe care l-am creat, dacă vreți, așa l-am simțit și așa l-am dăruit. Vreau să-mi duc viața cântând. L-am îmbrăcat frumos pe albumul Întorc roata gândului, nu știu de ce, dar acum încep să înțeleg de ce, fiindcă încet, încet depănăm roata înspre trecut și m-ar durea să cred că ne îndepărtăm de esență și cred că vreau să-mi duc viața cântând, o să rămână până la capăt cântecul care mă va defini. Indiferent, o să vedem ce simțiri o să mai am și cum o să ne... Că până la urmă conclude și societatea și vremurile și ar fi păcat să fugim de esența neamului și să ne pierdem. Dar cred că acela va fi cântecul care mă va defini până la capăt. Maria, ai trăit vreodată senzația momentului în care, câștigând un premiu, având o evoluție foarte bună într-o emisiune, într-un spectacol prin care ai fost răsplătită, să ieși pe stradă și parcă a doua zi, a treia zi, te-ai fi așteptat ca toată lumea să te recunoască, să zică, ea e fata de la televizor sau ea e Maria? Interesant este că poate nici acum nu mi se pare firesc asta, dar se întâmplă, e firesc cumva să te duci în anumite sectoare, să faci treaba de zi cu zi și să fii recunoscut. E cumva, nu mi-e familiar, nu cred că îmi place treaba asta. Vrei să fii incognito așa, să mergi pe stradă, să nu da, te... Da, eu nu am căutat... Tu și lumea ta? Da, eu și lumea mea, cred că asta e cea mai frumoasă poezie. Nu am căutat niciodată cumva să par ce nu sunt sau să caut notorietatea sau... Nu. Poate că n-am făcut suficient, puteam să fac mai mult, dar tocmai pentru că sunt eu cu poezia mea, aceasta a fost un sector care a rămas în spatele meu, dacă vreți. Și atunci nu cred că mă definește, nu-mi place dacă mă duc undeva să fiu ușor recunoscută sau reperată cumva. Pentru că este doar o parte a mea, este Maria Filimon nu este doar Maria Filimon aceasta care stă acum în fața dumneavoastră. Ea este și a om, ca oricare om, cu bucurii, cu tristeți, cu doruri, cu nebunii, cu... Nu-mi place notorietatea, ca drept urmare, nu m-am străduit prea tare. Tu vii dintr-o zonă în care este multă notorietate, Alba, cu Furduian, cu Veta Biriș, Ioan Bocșa. Da, sunt oameni pe care i-am ascultat atunci când eram copil și înspre care mă uitam așa, dumnezeiește, Doamne, oare ca orice tânăr când pășește pe drumul acesta se gândește, oare să ajung și eu așa? Și să știți că am avut sentimentul acesta pășind în spectacole alături de dânsii, că poți fi privit în același mod, dar dânsii sunt niște... Nici nu știu cum să zic, niște stâlpi de temelie ai neamului românesc. Nu ne putem compara, pentru că am trăit alte vremuri în care percepția a fost diferită. Dar cred, sau cel puțin îmi place să cred și îmi doresc asta, ca peste vremuri, atunci când poate o să închid ochii ăștia doi versi, să
Am acest sentiment că n-am trăit degeaba și că am făcut bine pe pământul acesta și că acest mic sau mai mare sau puțin sau mai mult dar pe care l-am primit, l-am dăruit frumos, așa, cu respectul învățat de la înaintașii mei și mai cu seamă fiind atentă la asemenii mei. În sufletul fiecărui artist este o scenă care întotdeauna va fi prima scenă, care va fi scena a lui și numai a lui. Uite, bună oară, pentru mine este scena de la Casa Armate din Cluj, unde am urcat prima dată, unde am recitat prima dată, unde mi-am lansat toate realizările. Pentru tine, care este prima scenă și scena cea mai dragă? Pentru că te-am văzut deseori cu Strugurile de Aur, cu alte spectacole, pe scena de la Alba Iulia. Da, fiecare emoție pe fiecare scenă cumva aduce ceva frumos în apartenența ta și rămâne. Dar prima, aș zice, cea de la Strucure, desfășurată cu câțiva ani înainte, atunci când a avut loc concursul Moștenitorii și cumva a fost deschizător de drumuri. Deci acel concurs pentru mine a fost fereastra către lumea aceasta. De fiecare dată mă îmbrac aceeași emoție atunci când cânt acolo, indiferent că se desfășoară Strugurile de Aur sau alte manifestări. Scena aceea este pentru mine Dumnezeu. Și când o vedeai pe doamna Mărioara Murărescu, ea prezenta, ce sentiment trăiai? Să știți că mie mi-a fost foarte dragă, pentru că am prins-o destul de puțin, dar atât cât a fost, întotdeauna a fost caldă. Și căldura ei mi-a oferit siguranța că și dacă nu sunt pe drumul cel bun, aș putea înțelege ce anume să fac și ce anume e bine și ce anume e rău. Puținul acela care l-am schimbat de câteva ori la telefon sau în anumite spectacole mi-a fost, dacă vreți, un veșmânt ales. Întotdeauna am ținut cont de ce spune și nu pentru că mi s-a insuflat de către generațiile trecute că ar fi bine să fii într-un anumit fel, dacă vrei să fii preferată. Și pentru că așa am simțit că m-am uitat în ochii dumneai. Am văzut că multe din cântecele tale sunt înregistrate cu orchestra Fraților Ștefănesc din Chișinău. Cum ai ales colaborarea cu ei, cu Basarabenii și nu ai ales o orchestră din Ardeal, din Alba? Da, nu multe. Cele mai multe sunt cu cei de acasă, cu cei ai mei de acasă. Am ales ultimele colaborări și încă mai avem în desfășurare proiecte frumoase, dar care, din păcate, nu ne-au prea permis vremurile acestea să le finalizăm, pentru că am împletit clipe, am avut o magie de poveste, așa, am avut un spectacol cu câțiva ani în urmă la Cahul și i-am cunoscut. Am cântat alături de dânsii și mi s-a părut așa o conexiune magică. A fost o dorință, o sclipire. Mi-aș dori să facem treaba asta. Și Edgar a spus da. Ca drept urmare a prins contura această colaborare și în modul acesta s-a desfășurat mai ușor. Că acum cu vremurile pe care le trăim, deplasarea până acolo și toate cele și ei sunt niște oameni cu care pot să colaborez în orice colț al lumei fi. Așa că cu siguranță nu sunt primele proiecte, o să mai urmeze și altele. Mai am și altele pe care vreau să le duc la bun sfârșit. Acum, dacă vine iarna, ne punem pe treabă. Am mai așternut câteva simțiri în vers și alături de orchestra Fraților Cazanoi, iată, tot înspre Basarabia mă îndrept, cumva ne leagă așa o prietenie, dacă vreți, sau poate m-am spus prietenie, colaborare. Și am ales să schimb, de ce nu? Pentru că, până la urmă, dacă pic cu pic, din picuri mare și curat, se adună într-o găleată mare, n-are cum să nu iese frumos și bine. Și atunci consider că nu trebuie să rămâi în restricții. Am auzit tot felul de nici nu știu cum să le spun, tot felul de păreri, dacă vreți. Nu e bine, fiindcă nu simt, fiindcă nu... Da, probabil tehnic sau probabil sunt lucruri care mă depășesc. Dar eu sunt un om al simțirii, așa cum am spus, și dacă asta am făcut de când mă știu, ăsta îmi va fi reperul până la capăt și atunci nu o să îmi put granițe, fiindcă așa trebuie.
o să fac așa cum simt și cei care ne ascultă sunt cei care pot cerne și pot considera dacă emoția mea poate să o simtă, mă pot simți, atunci cu siguranță voi rămâne. Voi, n-ai cum să nu rămâi când omul te simte, indiferent ce-i transmiți. Pentru că ai trezit în el ceva și ai atins și atunci acolo rămâi, indiferent cu ce orchestră, indiferent, până la urmă, dacă ne uităm în actualitate, nici nu mai contează ce cânți. Pentru că nu mai este simțire și asta e pentru mine întristător. N-am cum să mă îndepărtez, n-ai cum să te îndepărtezi de la esență, ceea ce ești tu. Și atunci, poate cumva, poate fi judecată alegerea mea, dar așa o simt. Maria, ființa simțirii la popasul dorului, haide să-i simțim și noi cântecul. La popasul dorului, invitată Maria Filimon. Maria, deseori pe lângă cântecele noastre pe care le cântăm, mai cântăm cu sufletul și alte cântece care ne-au făcut frumoasă copilăria, tinerețea. Ce alte cântece îți plac? Sigur, și simți că-ți merg pe voce. Sigur că da. Iarăși revin la acele granițe care nu mi-au plăcut niciodată. Eu în acest an am imprimat un cântec din sud și toată lumea m-a întrebat: Doamne, dar nu o să poți fi reparată niciodată în acea zonă, dar nu-mi doresc asta. Așa a fost simțirea mea, fiindcă așa cum am zis mai devreme,
vin cumva dintr-o zonă interferențială și atunci lumea am adus în fața publicului cântece din zona de interferență a mărgii nimic cu Țara Stecașelor, dar nu m-am dus în sectorul celălalt puțin din spre Munții Șurianu, spre Parând, să cobor în Gorj. Copilăria mea a fost legănată de simțirea incredibilă a Mariei Lătărețu. Deci am reușit să înțeleg emoția ei. Ce cântec din repertorul Mariei? Nu există cântec să nu-mi placă al Mariei Lătărețu, pentru că ea era simțire, așa cum cred că sunt și eu. Nu cred că sunt și eu așa cum sunt și eu, doar că nu mă pot compara cu nimeni, dânsa a fost dânsa, eu sunt eu, însă a răsunat în inima mea Maria Lătărețu de când eram copil și poate cumva de aici și emoția pe care am așternut-o în cânt după o trăire pe care am avut-o. Și a venit așa, revelativ, a venit, s-a întâmplat și am zis, de ce nu? Dacă sunt un om fără granițe, o să cânt ce simt. De ce nu? Pentru că până la urmă noi transmitem... De ce neapărat să stăm în subzone sau în... Nici nu m-am dus foarte departe, adică nici n-am îndrăznit foarte mult. Dacă ai trecut în munte. Așa. Am trecut în munte, la pas, am... Nu cred că am deranjat pe nimeni și cântecul neamului este cântecul neamului, indiferent dacă poți să cânți ceva drăguț și nu deranjează, poți să cânți de oriunde, de ce nu? Maria, între mine și tine, uite, e o graniță. E o graniță numită Maria Șenă, eu Ovidiu online. Cât de pricepută ești în mediul online? Ai vrea să-ți filmezi cântecele, să rămână ca o arhivă video pentru tine și pentru lume? Da, de bai îmi dă sectorul ăsta, de mare bai. De aia spuneam de graniță, că același bai îmi dă și mie. E așa un mare bai, fiindcă nu mă pot repera deloc în actualitatea asta care se manifestă în zilele noastre. Adică, dacă eu până acum nu am reușit să fac un live, îmi imaginez cât de greu va fi să-mi fac o arhivă. Adică, cumva îmi doresc să rămână ceea ce sunt astăzi, pentru că, vedeți, noi suntem într-o profundă schimbare și atunci emoția de astăzi, dacă nu o dăruiești și dacă nu rămâne, mâine nu mai poate fi valabilă și cumva păcat să nu rămână. Dar nu mă pot adapta acestor vremuri de actualitate. Nu am reușit să-mi fac foarte târziu și o pagină oficială. Mai postez din când în când, dar parcă nu sunt din piesa asta de teatru. Nu reușesc, însă cred că ar fi potrivit, pentru că acestea vor fi vremurile. Dacă mă întrebați cu ochii minții, cred că acestea vor fi vremurile și atunci prea puțin probabil să rămâi dacă nu te adaptezi. Nu știu, o să vedem, o să găsim noi soluții să... Ți-e frică de ceva în lumea asta? Sau tinerețea învinge totul? Da, mi-e dragă viața. Mi-e dragă viața, fiindcă am un suflet extrem de tânăr, chiar dacă mi-e țesută viața în ițele toamnei. La bază sunt o primăvară plină de flori și de culoare. Mi-e frică... Mi-a fost frica, să știți. Frica mi-a fost cumva, dacă vreți, și ea, la rândul ei, mi-a fost o fereastră. Pentru că nu ai cum să nu ai frici. Dacă nu ai frică, nu poți avea eșec și nici realizare. Și atunci frica a fost pentru mine prietena mea, dacă vreți, ca să pot merge mai departe. Mi-am făcut o prietenă și orice a venit, dincolo de orice a venit, am știut că există un licăr de lumină de care m-am legat. Mi-e frică de un singur lucru. De acel licăr care aș vrea să nu-mi facă bătăile inimii, să rămână în umbră. Adică, dacă mi-e frică de ceva, mi-e frică să pierd conexiunea cu Dumnezeul din mine, pentru că El mi-a fost alături și la bine și la greu și consider că orice ar veni pe pământul acesta, dinspre orice și de oriunde, dacă îl ai pe Dumnezeu în tine, atunci poți să răzbești oricând și Dumnezeu nu este acolo unde poate ne-a învățat dogma, să ne uităm spre cer, să cerem ajutor. Este exact acolo, în licărul ăla de lumină și de El mi-e frică să nu cumva viața asta să mă facă să-L umbresc. Dar dacă până acum am reușit să... Au fost ca niște ochelari, dacă vreți. Adică nu cred că eu mai pot lăsa de acum încolo. De singurătate ți-e frică? Nu.
Eu sunt un om singur zi de zi, fiindcă nu sunt căsătorită și nu conviețuiesc cu cineva. Am prieteni, am preocupări. Cumva de acolo ați observat tristețile mele, pentru că fiind singur, doar tu singur cu ale tale, pare a fi un om neîmplinit. Dar nu e așa. Te exprim frumos în cuvinte, Maria. Te-am întrebat dacă scrii poezii. Mi-ai spus că nu. Dar ce scrii tu? Ceea ce scrii, ceea ce postezi, sunt gândurile tale? Sunt gândurile mele. Cumva scriu și poezii, dar poate n-am vrut să mărturisesc, fiindcă am zis că următorul sector de simțire pe care, dacă n-am să pot să-l redau altfel, o să fie în cuvinte. Mă regăsesc cel mai mult în sinceritatea cu propriile mele trăiri, scriind. Și atunci, poate că sunt lucruri pe care nu le pot spune pământenilor și pixul mi-este întotdeauna cea mai apropiată alternativă. De aceea scriu. Sunt lucruri care doresc să rămână, dar deocamdată narațiunea îmi place în general, adică n-aș putea spune că un anume sector. Și dacă bine ați văzut printre rânduri, sunt tot simțiri pe care le redau metaforic. Când te joci cu aparatul de filmat, ești o mărie dată naibii, îți place să pozezi. Îmi place să pozez. Da. Îți alegi locurile frumoase, îți alegi privirile, îți alegi trăirile, îți alegi, nu știu, comunicarea, ceea ce ai vrea să ne transmiți cu noi, toate ți le alegi tare bine. Nu le aleg. Nu? Nu. Cred că este un mod de a fi, cumva, și atunci m-ar bucura asta, dacă așa apare din exterior. Nu le aleg. Nu. Probabil că este așa ca o... Priceput trebuie să fie fotograful care te surprinde așa. Da? Nu m-am gândit niciodată la asta. Mă bucură că pot transmite o stare de a fi. Asta înseamnă pentru că ești un om sincer. Da, Maria, tu și când ții o frunză în mână, tu nu ții tu într-un fel firesc. Parcă frunza aceea comunică, îți spune ea ceva sau tu îi spui ei în fotografie. Da, poate fi asta. Poate că depinde de ochii privitorului asta. Nu m-am gândit niciodată la raportul ăsta. Poate fi constructivă discuția asta, nu m-am gândit niciodată. Uite, suntem la popasul dorului, un popas al mărturisirilor. Tu ce crezi că vrea să audă și să vadă telespectatorul? Mărturisire așa, spuse cu sufletul, cum facem noi acum, sau să spună, m-am născut, am câștigat premiu, am atâtea cântece, am atâtea CD-uri, ăsta sunt eu, Maria. Doamne, deci... Nu știu cum este să... Nu am reușit niciodată să pot să ies din poziția mea interioară, adică să pot să fiu un simplu observator. Nu cred că știu ce... Sau cred că știu cu ochii minții ce vrea marea majoritate, dar nu pot înțelege, pentru că singurul cuvânt care ne definește în existență, orice ai fi, oriunde ai fi și oricum ai fi, singurul cuvânt care poate să ne definească este simțirea. Și atunci, și cel de acasă, indiferent de cunoașterea sa sau de modul de a înțelege, simte. Un om simte. Inevitabil poți aduci cunoașterea, să o îmbogățești prin cuvinte, poți să PSX să povestești și să nu înțeleagă nimic. Și poți să spui un simplu cuvânt sau o singură privire, sau o singură frunză să țin mână și omul să înțeleagă, pentru că acolo e simțire. Și atunci consider că trebuie să simți tot ceea ce ești. Nu știu nișele astea sau plaje, sau nici nu știu cum să le numesc, sau nici nu știu cum să mă exprim, să fiu de actualitate și nu sunt familiare. Dar părerea mea, dacă mă întrebați pe mine, omul trebuie să fie la bază simțire. Și atunci cel de acasă va înțelege inevitabil limbajul. Știi ce simt eu acum? Simt că nu mi-ai vorbit cu cuvintele, ci mi-ai vorbit cu ochii. Și mai mult decât atât, simt că trebuie să facem un popas muzical.
poarta gândului. La 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 la, pe ulița satului mă întorc roata gândului. La popasul dorului, iată, revenim după popasul de cântec. Ai trăiri de genul, e prea devreme sau să fac asta, sau e prea târziu să fac asta. În fond, e o raportare la libertatea ta. Îți place să fii liberă sau o rebelă? Oh, da. Toată viața mea am fost o rebelă. Adică libertatea, cred că este atributul de bază al unui om. Venim liberi, plecăm liberi.
Dar e complexă întrebarea aceasta, fiindcă dacă am poposit mult, ne-ar trebui cel puțin o zi să vorbim despre libertate. Nu suntem liberi niciodată, fiindcă n-ai cum să fii liber. Trăiești într-o societate, aderi niște dogme, nu poți fi cu adevărat liber niciodată. Adică îmi place libertatea, dar n-am fost niciodată liberă pretutindenea. Adică îmi place, dacă vreți, cumva echilibru dintre cele două. Adică trebuie și niște granițe, dar iarăși simțirea să le impute, dar și libertatea de a mă lăsa să zbor, să zbur. Dar care a fost cea mai mare lecție de libertate? Da, uite-te într-o sâmbătă dimineață să-ți treacă ție prin cap, îmi cumpăr un bilet și plec, nu știu, la 200 de kilometri. Nimic planificat. Da, adică eu așa trăiesc, nefiind căsătorită și neavând, acum nemai având niciun fel de greutate, chiar pot să spun că am dobândit cumva pacea zilelor senine și a venit momentul să și trăiesc și asta și fac, călătoresc, zbor, adică mă trezesc dimineața și dacă mi se pare că în parcă cumva e un pic de ceață, fac eu să fie lumină. Și când e Maria ascultătoare? Pun mâna pe avion, pun mâna pe telefon, îmi comand bilet de avion și o tai în lume. Da. Maria ascultătoare? Și asta e greu. Și asta e foarte greu. Cumva ale existenței toate m-au înțelepțit, dacă vreți, și m-au învățat acum, mai târziu, să am răbdare. Până acum cred că n-am avut răbdare. Am fost mai impulsivă așa sau extrem de incisivă, extrem de sinceră în comportament și nu numai. Dar acum, în ultimul timp, viața m-a învățat că dacă ai răbdare, devii un om liber. Ai vorbit de plecat în lume. Din clipa în care scrii textul unui cântec, tu ai și povestea cântecului în lume? Îl vezi și filmat într-un loc anume? Sigur că da, de fapt așa se creionează, fiindcă în imaginea mea e prima dată pictura, structura și apoi vine cuvântul. Îl trec prin filtrul simțirii mele și așterg cuvântul și atunci inevitabil și eu pot observa tabloul. Da, așa este. Cum ți-a venit ideea să filmezi la Râpa Roșie? Pentru că așa s-a născut cântecul. Eu m-am născut la Sebeș și ce puteam altceva mai frumos să pun decât povestea copilăriei mele, acei pași pe care îi făceam când desculță. Mi-aduc aminte că desculță mergeam la râu. Și atunci, dacă eu de acolo am plecat și am ajuns dincolo de interferență, mi-au trebuit câțiva ani să trăiesc niște povești, să înțeleg niște trăiri, ca mai apoi să le pot scrie și să le pot reda. Și de aceea am vizualizat exact cum s-a născut cântecul, de fapt. N-am făcut nimic altceva. Am mers desculță acolo unde am simțit că a pus existență trăirea. Doi ochi verzi și un chip blând. Dar dincolo de chip, eu cred că există o mare furtună. Că sufletul tău e o mare furtună. Cum îți place să trăiești viața? Ca o apă de munte sau ca o apă lină? Doi ochi blânzi? N-aș zice că-s blânzi. Chip blând. Doi ochi verzi și un chip blând. Doi ochi verzi și un chip blând. Știi ce te trădează? Da? Cuvintele. Probabil. Cuvintele au o forță mai mare decât privirea și decât zâmbetul. Probabil. Cumva aș spune că... Da, foarte frumos. Uite, chiar acum e ca și cum aș sta de vorbă cu mine. Cred că la cum ard în trăiri sunt un râu de munte învolburat, dar tot suferința m-a învățat să cern puțin, să fiu cumva izvor până la revărsarea în apă lină. Și atunci cumva sunt între cele două, deci ard așa în trăiri ca un râu de munte, dar prefer să trăiesc ca o apă lină. În viață ai luat decizii așa la prima scânteie? Da, da, toate le-am luat așa. Toate deciziile mele au fost așa. M-am îndrăgostit așa,
am trăit așa, n-am ținut cont de niște aspecte, toate au fost exact așa, cum a fost flacăra, așa a fost simțirea, așa a fost trăirea, așa sunt eu, așa e Maria Filmon. În viață sunt așteptări și așteptări. Unele te maturizează, altele te omoară, nu alta. Care ți-au fost cele mai grele așteptări, artistice sau ale inimii? Nimic nu te omoară, de fapt. Cele mai mari așteptări îți devin cele mai mari realizări, fiindcă am învățat că nu așteptările sunt o problemă, ci oamenii care nu îndeplinesc așteptările tale. Și atunci, nu așteptările în sine sunt o problemă. Oamenii care am simțit că nu sunt cei potriviți sau care nu pot pune un punct frumos în existența mea, am încercat să-i separ, să-i las în urmă, să fac cumva să nu rămân împrejurul lor. Așteptări artistice nu cred că am avut niciodată, pentru că v-am spus, nu mi-am impus să am o direcție. Mi-am găsit cumva încet, încet și în ani sensul și l-am înțeles și l-am redat după atât cât am înțeles. Nu mi-am dorit niciodată să fiu X sau să am N vizualizări sau să am zeci, mii, sute, nu știu, de milioane sau multe cântece. Măriuca, suntem la Popas. Aș vrea să mă întreb ceva. Întreabă-mă tu. Ovidiu, ce e viața? Viața e o flacără. E o flacără care arde. Nimeni nu știe de ce arde și când se stinge. Nimeni nu știe cine o aprinde și cine o stinge. Mulțumită? Și ce frumos ne îmbracă pe toți. Da. E un dar. E darul lui Dumnezeu pe pământ, așa cum Dumnezeu ți-a dat și ție har. Și acum vreau să te întreb, harul e îndeajuns pentru un artist sau destinul lui începe de acolo de unde se termină harul dat de Dumnezeu? Destinul lui începe atunci când descoperă harul, pentru că atunci există cu adevărat conexiunea cu Dumnezeu. Acolo există revelația, acolo se deschid ochii inimii și acolo îți înțelegi sensul. Și atunci, din punctul meu de vedere, destinul este atunci când îți descoperi harul. Pentru că atunci ești în strânsă legătură cu Dumnezeu și Dumnezeu asta vrea, să-ți descoperi harul, să-ți înțelegi sensul și tu, la rândul tău, să fii propriul tău Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu, să ai îndrăzneală. Măriuca, m-ai întristat puțin în deschiderea emisiunii noastre când mi-ai spus că ai vrea să pleci. Ai vrea să pleci undeva unde ți-e drag ție. Dacă ai pleca în locul în care ți-e drag ție, ce ai luat cu tine de aici, de pe pământul ardealului nostru? Aș lua straița cu cele mai mari bogății. Dorul, dragoste de neam și dragostea de tot ce e omenesc. Pentru că știu sigur că ele îmi vor fi cele mai frumoase veșminte oriunde aș viețui. Peste tot dorul este simțit, peste tot dragostea este trăită și peste tot legătura dintre oameni a fost întotdeauna esența existenței. Așa că le pun frumos în straița mea de acolo, de la Sebeș, de pe Valea Sebeșului, și dacă pașii mă vor purta înspre alte zări, le port cu mine, indiferent ce geantă am pe umăr, le țin strâns de mână. Vin după tine la Popas, că mi-ești tare, dragă Măriuca mea. Dragii mei, îmi vine să-i spun și eu dorului, mai lasă-mă un popas, un an, un timp, un anotimp, o duminică. Tocmai trece pe drum Maria printr-o furtună de frunze și strigă: vreau să-mi duc dorul cântând. Renaște toamna din melancolie și din ochii tăi, Marie. La bună și frumoasă revedere!
să nu plâng că n-am noroc. Și dacă mă-i plânge în lume, noi căpăta mai mult bine. Lume dragă, lume dragă. Și dacă mă-i plânge în lume, noi căpăta mai mult bine. Lume dragă, lume dragă. Lume dragă.